Lucrarea se numește Omul, spațiul, timpul și aparține renumitului sculptor Ion Mândrescu, deloc din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Sculptura a fost amplasată miercuri de Muzeul Național al Bucovinei, în prezența directorului general Emil Constantin Ursu, lângă care s-a aflat și autorul. Acțiunea are ca scop anunțarea expoziției de sculptură Ion Mândrescu, programată pentru jumătatea lunii august. Expoziția de sculptură Ion Mândrescu, care se va deschide la jumătatea lunii august la Muzeul de Istorie, face parte din evenimentele pe care intenționam să le organizăm în 2020, unul din cele foarte puține care mai pot fi organizate. E bine, având în vedere situația în care ne aflăm și, sigur, posibilitatea folosirii unei lucrări ca element de promovare cu largul concurs al artistului, am gândit ca în preambulul expoziției, dacă doriți așa ca un motiv de reflexie vis-a-vis de prezența sau nu la expoziție, să aducem în zona centrală o lucrare de port public, sigur pentru o durată determinată, o lucrare care să poată fi văzută de toți cei care au drum prin zona centrală. Ion Mândrescu este născut în 1954 la Mihoveni, Suceava, unde are și o casă unde vine periodic. El a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu București și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Este unul dintre cei mai apreciați sculptori în viață, cu largă recunoaștere internațională. Ion Mândrescu, cred că puțin cunoscut, sigur, pentru Suceava, este unul din artiștii marcanți, contemporani ai României, un artist care a pătruns foarte bine în spațiul extern, în special în spațiul francezesc. Este primul artist român care a avut un contract de exclusivitate cu o galerie pariziană importantă. Un contract și-a durat 10 ani, între 1993-2003. De asemenea, este artistul care, alături de Brâncuș, a fost ales de către Bruxelles pentru a reprezenta România la o importantă expoziție internațională organizată la Bruxelles. Și lucru foarte interesant, lucrarea ce a fost aleasă nu a fost propusă de artist, artistul nici nu știa de eveniment în acel moment, ci a fost propusă de un galerist, evident tot un galerist din străinătate. Expoziția de la Suceava va fi găzduită în luna august de Muzeul Bucovinei. Vernisajul expoziției va fi organizat pe esplanada din centrul Sucevei.